În fiecare an, pe data de 26 noiembrie, este prăznuit Sfântul Cuvios Stelian, ocrotitorul pruncilor, dar și al Colegiului Național Decebal din Deva. Cu această ocazie, Unitatea de Învățământ de la Poalele Cetății a dedicat două zile acestei sărbători. Startul evenimentelor a fost dat ieri cu vernisajul a trei expoziții de icoane și artă tradițională. Astăzi și mâine, 25 și 26 noiembrie, sunt zilele Sfântului Stelian, ocrotitorul Colegiului Național de Decebal, și iată că începem aceste manifestări astăzi prin a vernisa trei expoziții în sala studio și în sala paraclisului. În galeria Sfântul Stelian au fost expuse icoane pe sticlă și lemn realizate de artista Magdalena Pala de Nicolau, atestată ca meșter popular iconar și membra Asociației Maria Poienarul Laz din Alba Iulia. Și am adus aici 33 de lucrări, deci exact am vrut să fie numărul anilor de viață al Domnului Iisus Hristos. Majoritatea sunt icoane pe sticlă, sunt și icoane pe lemn inspirate din icoane vechi, mai puțin bizantine, deși lucrez și bizantin, dar de obicei nu rămân la mine, sunt prin biserici. Tot aici au fost expuse și lucrările realizate de către elevii de generală a Colegiului Național Decebal sub coordonarea profesoarei de desen de la aceeași unitate de învățământ. Sunt mândră de ei și mă bucur că în colegiul nostru există asemenea talente. La fel de mândru a fost de elevii săi și profesorul Mircea Lac de la Școala de Artă Populară Hunedoara, clasa de artă tradițională. Lucrările realizate sub coordonarea sa de tinerii artiști au fost expuse în galeria Studio. Avem tot felul de lucrări, avem de la icoane pe sticlă, icoane pe lemn, lemn crestat cu măsfurcile, lemn sculptat, ce mai avem, gravură, os, metal, multe, multe tehnici de lucru. Îmi place foarte mult să pictez, să sculptez, să gravez, învățăm foarte multe tehnici la atelier, ne atrage foarte mult stilul domnului profesor de a preda și faptul că este foarte deschis cu noi și ne învață foarte multe chestii de tradiții și folclor, pe care foarte puțină lume le cunoaște. Șirul evenimentelor dedicate Sfântului Stelian, ocrotitorul Colegiului Național Decebal, a fost încheiat astăzi cu o liturghie care a avut loc în paraclisul Sfântul Stelian din incinta școlii.